Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să fac un episod nou. Scuzați că n-am mai postat de cred că de o săptămână. Ieri nu a apărut video deoarece nu am avut chef să filmez. Sunt cop de răcit, îmi curge nasul ca la robinet și chestii. Așa că începem din țarcul ăsta. După cum puteți vedea, din cauza rațelor, e nămol aici și ar trebui să am grijă cum umblu, deoarece aș putea să alunec și nu pare rău de mine că mă pot schimba, dar de telefonul meu. Și, na, aici e nămol mare de tot, eu sunt șlap, deoarece nu trebuie chiar de acum să-mi iau Adidas. Azi, dacă nu ploia, trebuia să fac un vlog cu colegii mei de pe dealuri, dar plouă și, sau cel puțin a plouat și nu mai pot filma, deoarece este nămol mare. La rațele astea este nămol și mai mare, le voi elibera, aseară le-am eliberat când am venit. Sunt acelea, așa au început zboratul, mai ales aia albă. Aia albastră nu a început să zboare, nici măcar să se ridice. Și da, va trebui să le scot pe afară. Iar acum o să le eliberez după ce vă arăt celelalte animale, puțin. Deci ia uitați-o, e udă learcă, nici n-a putea să se ridice, deoarece ea nu a năpălit ca ele, adică uitați, nici măcar nu și-a schimbat penele complet. Așa, am câteva vești proaste. Pentru mine, nu, că m-am așteptat, dar, da, vă spun după. Uitați aici, o grămadă de frunze, deci o grămadă, deja nuții nu mai au frunze, deja, uitați, ăla e chiar. Și uitați în partea asta ce peisaj frumos este, mai ales acolo că-s niște copaci, cu, gen așa, cu scoarță puțin albă, gen, știți voi cum. Și da, îmi place mult. Frunzele astea le voi strânge, dar acum nu le strâng în grabă, deoarece mai aștept să pice. Uite așa cum pică. Și da, uitați aici masculul de bibilică cu bibilicile lui și ele au năpârlit foarte bine. Aici avem curcile care deja se cunosc aproape 100% ce sunt. Aici avem 2 curcani și 2 curci. Asta e curcă, aia e curcă și aia 2 curcani. Dacă e posibil să-l opresc pe ăsta așa de rezervă și pe ăla să-l opresc, gen curcanul principal, deoarece ăsta deja se înfoaie și cântă, are și creasta aia roșie și gen chestia aia care se lungește la ei o are mare. Acum depinde. Ăștia 3 din față, tot care vedeți și ăla de acolo, sunt curcani. Asta e curcă, astea sunt curcile bătrâne. Deja, na, nu se mai cunosc care e curcă bătrână, care e tânără, dar eu le cunosc. Da, uita și bibilicile vin aici în șir indian după curci. Și cred că iar începe ploaie sau doar mi se bane mie. Sunt cop de răcit. Aici avem această golașă care ne pârlește. Găinile astea, uitați ce bine arată, sunt foarte grele și au făcut o formă destul de frumoasă, mie îmi place, adică nu mai sunt slăbănoage, sunt destul de frumoase, uitați, toate s-au făcut frumoase, asta e regina lor, după cum bine știți, dar s-a schimbat foarte mult. Aici avem paia de cabir, cocoșul de americană a terminat năpărilea, dar mai trebuie să-i crească coada. Acolo avem găina aia bătrână. Gen bătrână neagră și aici le avem pe restul. Bine, nu sunt toate. Așa. Da. Am o veste tristă cu cocoșii, adică nu cu ăsta. Uitați-l ăsta ce frumos a făcut, nu o să-l mai tai. Are coadă și crea asta frumoasă, mie îmi place de el. O să-l păstrez. Dar din cocoșii ăștia pitici, va trebui să mai separ, deoarece se bat, deja au început să fie agresivi. Uitați aici 2 puicuțe frumoase. M-ați întrebat dacă mai am golașa, o mai am. Ia uitați-o. Așa. Acolo sunt toate. Aici avem o noutate la iepuri. După cum puteți vedea, stați să intru.
am dat iepurița la iepuroi. Îl avem aici pe Rila și pe iepuriță. O să sunt de aseară, o să-i țin aici 3 zile, adică azi, mâine și poimine o să-i scot. Nu prea a avut interes să o calce, a căzut de vreo 2 ori de pe ea. Acum, nu știu, posibil să-i mut înapoi în cușca asta de jos, pentru că aici au spațiu mai mic. Și pe ăsta l-am mutat aici, pe ăsta. Dacă nu prinde monta curilă, o să-l dau la ăsta. O să o dau la ăsta, la montă, că ăsta mai are pui cu ea, știți bine. Și da. Și ia uitați curcile cum stau de înfoiate. Ai curcă 100%. Ceea ce mă bucură. Da, nu știu, mai am și dubii cu ele. Aici nimic nou. Doar o găină care ouă. Mamă. Cred că o să continuăm episodul ăsta după, deoarece, da, sau cred că o să pot fac alt episod, nu știu sigur. Aici avem cocoșul de la Getuța, da, revenim după mult timp. Revenind după mult timp, uitați aici porumbei din graj, aceia doi mănâncă femela, uitați că o calcă, o bate, nu știu de ce. Mănâncă, se bat, dar n-au nicio treabă. Dar o bate masculul ăsta. Da. Aici nu avem nimic, că na, am curățat, am pus aici un placaj, poate nu vedeți voi, dar eu văd perfect. Așa, aici nu se vede, dar am pus un placaj. Aici nu mai am nimic. Asta e găleata lui Țâca. Uitați aici pe Țâca. Care stă, se scalpină. Și are burta din ce în ce mai mare. Ar trebui să fete în maxim 2 luni. Luna asta o a avut deja 3 luni. Când în august, la sfârșitul lui august am dat-o. Și, da. Uitați, aia doi se bat acolo. Și să sperăm că vă trag cu bine, da. Urcăm așa. Dar tot nu se vede. N-am mai prins blițul. Așa, aici dorm toate găinile. Mulți pui deja dorm în partea aia cu curcile și găinile bătrâne. Și aici dorm Getuța, găinile alea și cocoșii. Și da, mergem în partea asta. Va trebui, v-am zis că mai trebuie să separ niște porumbei. Cocoș, probabil pe ăsta și pe ăsta îi voi închide sau separa undeva. Deoarece ăsta, uitați-l pe ăsta mare, bătrânul, ce frumos a făcut. Este șchiop, nu știu dacă se vede. Vedeți, îi puteți vedea în prim plan. S-a făcut la fel de frumos, mai frumos ca când era tânăr. Va trebui să-i scurtez puțin pintenii. Nu-i are chiar așa de mari, dar nu poate să umble din cauza lor. Și el doarme, gen el singur, doarme aici. Acolo doarme, dar nu știu aici de ce, în spene, abar n-am. Și aici alea muște cuibare. Nu se văd, acolo se vede poate o lădiță puțin. Aici am mai pus unul și acolo jos mai unul. Aici avem restul puiilor, o să intrăm și la ei. Focusează, te rog. Focusează! Mamă, mi este din ăla gen aero. E destul de răcoare afară. Aici avem porcușorii. Sunt o femelă și un mascul și se bat într-una. Se bat. N-am dat încă drumul la porumbei, poate nu o să le dau, dar o să le dau acum pe filmare. Așa că pe ăla, de fapt pe amândoi o să închid, probabil și pe tata lor care e acolo o să închid. Aici am curățat cotețul, așa, și vor veni azi, poate mut puii și azi nu le dau drumul nici mâine. Da, deschidem aici la porumbei, unicul meu le-a dat drumul, zi săptămâna când am fost plecat. Acolo le-am pus ieri mâncare, se pare că masculul e aici
acolo și femeia stă pe ouă, va trebui să le scoată. De fapt, nu le-am verificat ca să... Asta, nu le-am verificat deloc. Ia să prind puțin masculul. Vreau să vi-l prind. Vine aici. Hai, te rog. Stați. Că nu... Nu reușesc să îl prind. Da, ia uitați-l. Eu așa-i țin, vreau să văd cum îi dau drumul. Da. Acum a zburat și ea. Vor veni înapoi pe cuibar, dar... Da. La 100 de abonați sau poate mai repede o să-mi cumpăr un curcan. Nu știu, poate albastru sau roșu, nu știu sigur. Că, na, nu vreau să mă țin fără curcan. Și, da, am o veste, trei vești triste. A murit găina de faverole și acea găină de la Getuța. Nu știu de ce, dar hârcâiau într-una și chestii. În fine, știam că o să moară. Și a murit și acea găină roșie. Știți că am avut o găină roșie de cabir. A murit și aia. Aici avem găinușii lipitici, uitați, cocoșul de ungurească, aceste două găinușe, Glonț, Getuța, de fapt, Glonț, cocoșul și Getuța. Aici avem aceste găinușe. Ieri nu am văzut deloc acea găină, ce m-a speriat că am pierdut-o. Și uitați ce galbenă este via, cum s-a putut îngălbeni. Aici avem această găinușă, cloșca, cocoș... Hai de mine, rățoiul ăsta masiv care l-am oprit acolo, este o baltă mare. Uitați ce masiv este rățoiul ăsta. Deci e extrem de mare. În garaj o să mergem imediat, acum vreau să vă arăt rațele. Aici avem regele lor. Găina asta de matcă. Rața asta bătrână care zboară. Dar nu fug acum că mai alunec într-o dată aici. Aici avem acest cocoș roșu care doarme cu găinile bătrâne. Aici avem găina de Ameraucana care a terminat năpârlile și nu mai e pe moarte. S-a și îngrășat. Acolo am cocoșul de mătase care fuge. Curca asta se pare că s-a urcat aici. Nu-i, stați liniștit că asta, liniștiți că asta oricum dormea pe afară mai de mult când a luat-o. Dar acum nu o las. Toate păsările și bibilicile dorm înăuntru. Nu mă risc. Nu prea am prădător, dar nu vreau să mă risc în afară de șobolan. Așa. Uitați și rațele românești. Da. Am vorbit cu un om pe Facebook și i-am trimis o poză cu acel rățoi care îl am de rezervă, acela alb masiv, și a zis că nu cumva sunt cumpărate de la Agroland sau cumpărate, că s-ar putea să nu fie fertil și nu știu ce. I-am spus că e producție proprie, mamele lui, că na, sunt mai multe, sunt producție proprie și da, deci să știți, clar, toate rațele mele sunt din producție proprie, în afară de rățoiul Sidem și rața albastră. Găinile au început ouatul, au terminat năpălile și au început ouatul. Am aici trei ouă, aici nimic. Aici avem un cocoș care îl oprez de matcă, dar nu știu acum sigur. Eu nu prea îmi place cum arată. O să eliberăm rațele astea. Ia uitați-le și ce frumos a făcut Charlie. Hai, Cerlicu. Mamă, dar de mult mare, printr-un niște rațe ca ele, nu m-am așteptat să fac atâta mizerie. Da, nu-i problemă, că oricum a plouat torențial mult timp. Și aici avem aceste două surori. Moțata, cea pitică, care ne pârlește. Ia uitați cum sunt ele. Filmează. Nu, stai, ce-am zis? Nu contează. Mă bâlbâi. Da. Urmează la rând, dacă nu îl vând la rând, la tăiat, urmează acel rățoi. Ăla șchiop, nu, e șchiop și e prea slab, uitați-l acolo. Și rățoiul ăsta care îl opresc, e imens, dar ăla care îl opresc de rezervă e și mai mare. E și mai mare. Nu știu de ce am zis, de două ori, în fine. Mamă, dar scop de răcit. Și ia uitați o comparație, ăla e rățoiul tânăr și rățoiul Sidem. Ar trebui să aibă maxim 4 kg, cam așa. Dar... Aici, în garaj,
Avem puii ăștia ologi. Nu știu ce să fac cu ei, că sunt extrem de ologi. Opa, uitați, ăsta de bea umblă pe aripi. Dar nu știu cum iese, ies afară, deoarece eu îi prind cu mâna seara și bag înăuntru. Vreau să vă arăt pe Maronica, sau Roșia, acum nu știu care nume se rămână, probabil Roșia, nu știu, acum... Tați că nu pot să o prind. Hai Maronica, și e foarte blândă, chiar e foarte blândă. Ea e Maronica. Acum vă arăt așa mai greu, stai dacă schimb mâna. Să schimb mâna. Ea e Maronica, ia uitați ce frumoasă e. Da, mie îmi place foarte mult de ea. Uitați-o. Îmi place culoarea ei și că este cu alb. Și da, e o puicuță 100%. Da. E din nou ele de la ferma animalelor, care trebuia să fie frezate și n-au mai fost. Dar în fine, măcar a ieșit ceva frumos. Da. Aici avem acest pui care a ieșit de sub rață, care este cocoș. Este un cocoșel. Uitați, el stă pe aici pe sus. Maronica. Acolo îl avem pe regele ăsta pitic. Deci ăsta va ajunge un cocoș. Poate, poate la lungi, gen să fie, să trăiască mult. Poate nu o să ne treacă pe Marele Micu. Dar poate la... Gen, Marele Micu a fost un cocoș bun și reproducător, așa că poate la aia o să-l întreacă. Nu știu, ia să vi-l prind. E frate cu Maronica sau Roșia, cum vreți să-i spuneți, și cu, e frate și cu acea bobată care e fix acolo sus pe lemnul ăla. Bine, nu cred că e chiar bobată, un pestriț. El ar fi un bobat, dar ia uitați și cu creastare. Ăsta în maxim o lună, două, cred că îl cântă. Care deja vă 4-5 luni, cam așa. Aici avem restul puiilor pitici, care au mai sărit, probabil i-a mai scăpat și bunica mea. Acolo avem sebitul acela, care s-a făcut și el foarte frumos. Mi se pare că lipsește un pui, dar nu știu sigur. Da, aici avem bobocii, ia uitați ce mare s-a făcut. Ăla mare, atâta măcăne. Măcăne într-una. Mâine o să-i mut oricum, adică nu vă speriați, mâine o să-i mut. Uitați această bobată care a sărit. A sărit și ea. Bă, dar ăsta e grăsuț și sare. Ia, treci tu aici. Da. Ăla este un cocoș. Și aia ar părea să fie puicuță. Ăsta tot cocoș ar părea a fi. Ia să intrăm noi și aici. Aici trebuie să intru eu într-o zi. Să văd ceva. Că mi se pare că lipsește un pui. Deci iar mi se pare că lipsește pui. Sau nu, uitați-l. Mi s-a părut că acest cocoș lipsește. Uite, și ăsta este un cocoș. Ăsta din fața mea. Aici îl avem pe aia de la Getuța. Ăsta are o problemă, ăla care a zis. Nu știu, are o problemă. S-ar putea să scot rața de la boboci. Acum nu știu sigur. Avem foarte multe puicuțe din astea piticuțe. Pitice. Bă, da, mai măcâne la mult. Și da. Azi nu o să mai apară alte episoade. V-am arătat noile noutăți, vești bune și rele. Și nu uitați să dați un like, să vă abonați. Și pa, pa!